Ați încercat vreodată să ascundeți jucăriile unui copil? Dacă ați făcut-o, cu siguranță a strânit o revoltă fără margini. Ce nu știți este cum reacționează un patruped atunci când stăpânul decide să-i spele jucăriile. Cățelul din imagini privește nedumerit cum jucăriile sale se învârtesc în cuva mașinii de spălat. Fără să înțeleagă de ce a fost privat de bucuria de a se juca cu ele, patrupedul încearcă cu disperare să pătrundă dincolo de geamul mașinii de spălat. Și dacă n-a funcționat nici cu privitul și nici cu zgârliatul geamului, poate funcționează cu lătrat și jucăriile vor fi eliberate.